toții știm cum arată blocurile comuniste și micile spații din preajma acestora. Un clujean din Mănășturi vrea să arate că și grădinile de la bloc pot fi atractive. Așa că a transformat spațiul din preajma blocului unde locuiește într-un mic paradis. L-a umplut de flori multicolore și obiecte rustice. Haideți să-l cunoaștem pe clujeanul care arată că și spațiile gri pot fi atractive. La cei 66 de ani ai săi, Tănase Cosma își dedică tot timpul liber micii grădini pe care a amenajat-o singur, în urmă cu 6 ani, în fața blocului unde locuiește. Într-o mare de blocuri vechi comuniste, pe o străduță aflată în spatele unui mare bulevard, îți sare ușor în ochi micul petec de verdeață plin de flori multicolore și pitici de grădină care sunt atracția copiilor. Toate florile ce le găsesc, le reciclez, cum se zice, și le iau și le aduc și le pui aici și în casa scării și asta și peste tot. Mi-e foarte mult. Uite, așa un copac acolo e uscat, l-am adus din Ploiești. Ceva îi pun eu pe el, o ia cățaie, ceva pe el și ar fi frumos, că totuși de ornament frumos ce l-am adus. În mijlocul grădinii tronează un car adus tocmai din județul Sălaj. Tănase Cosma l-a cumpărat din banii săi și l-a împodobit cu flori. Apoi a întregit peisajul cu o cumpănă de lemn și cu o fântână în care depozitează sticlele cu apă. Să aibă la îndemână atunci când udă plantele. Omul spune că nu primește de nicăieri ajutor financiar pentru îngrijirea grădinii de la bloc, așa că deseori bagă adânc mâna în buzunare și în portofelul soției. Pun apa, rezervele de apă, mai colectez câte 5 litri, 10 litri de apă, mai cumpăr de la soție, de la ghivete, câte 2 bidoane și le pui aici, ca să am, să le ud. Credeți că soția nu-și dă seama că mai luați câte un bidon? Știe, că știe după bani cât plătim apă, 250 de lei plătim apă în fiecare lună. Noi suntem pe primul loc. Clujeanul spune că grădina de la bloc este oaza sa de relaxare și e convins că va avea grijă de micul spațiu câte zile va mai fi pe pământ.